apreciate pentru ouăle pe care le fac, dar și pentru carnea lor cu un conținut scăzut de grăsimi. Prepelițele au devenit o afacere profitabilă pentru tot mai mulți moldoveni care își doresc să scoată pe piață produse naturale. Un exemplu este Victor Buzatu, un tânăr antreprenor din Denceni, care crește prepelițe deja de 6 ani. Interesul și entuziasmul lui pentru acest business crește tot mai mult de la o zi la alta. La moment avem 2000, merge vorba de circuit. Ciclul trebuie să schimbi la 17 zile, atâta cât ies puiul din ou. La fiecare 17 zile, noi trebuie să avem un ciclu de păsări noi. Respectiv, pe circuit avem 2000 care presupune păsări maturi, pui, tineret, sămânță, păsări pentru sacrificare. Pot să spun despre prepeliță că da, au anumite cerințe, cum ar fi mâncarea la timp, cum ar fi aerul, cum ar fi curățenia. Toate aceste cerințe trebuie să le oferi. În caz contrar, nu obții un rezultat bun. Adică o să crești o pasăre care până la urmă profit nu o să aducă. Victor a pornit această afacere împreună cu alți doi colegi de universitate. Fiind la master, tinerii s-au gândit cum ar putea obține un venit relativ pentru buzunarele lor. Au mai avut ideea unei afaceri cu nuci sau cu ciuperci. Băieții au ales însă prepelițele. Fără să cunoască detalii despre creșterea și îngrijirea păsărilor, au procurat primii 100 de pui, dând startul unei experiențe noi pentru toți trei. Noi am fost tocmai la Florești. Am reușit să găsim o doamnă pe care creștea tot în gospodărie personal. De la ea am reușit să procurăm și ouăle pentru incubare și prepeliță, pentru că noi am luat prepeliță maturi, am luat pui și am luat și ouă pentru incubare, ca să învățăm toate ciclurile să le facem noi propriu. Investițiile au fost mici, sau cel puțin așa le consider eu, 500 de euro. De fiecare, asta a fost investiția noastră. În timp, afacerea celor trei colegi a rămas să aibă doar un proprietar și acesta este Victor. Acum el dezvoltă și investește studiind tot mai mult și cercetând tot ce ține de aceste păsări. Respectiv, așteptări am avut diferite. Cineva a avut nevoie poate de un rezultat puțin mai devreme să apară, cineva a înțeles din timp că el o să fie nevoie de timp ca să vină rezultate și respectiv, pe parcurs, încet, am rămas doar eu. Ceilalți colegi, suntem prieteni și acum, dezvoltăm alte idei împreună, doar că aceasta mi-a aparținut mie, pentru că eu chiar le plac. De mic creșteam păsări, poate nu-s găini, dar oricum se aseamănă. Pentru că prepelițele au nevoie de o îngrijire specială, lucru care este nu tocmai ușor, Victor este ajutat de membrii familiei. Se implic toți, care când poate, care când lucrează, când este liber, suntem toți implicați aici. Tu cât timp petreci aici alături de ele? Acum petrec din fericire. Acum petrec timp doar când vreau eu, să spunem așa. Pentru că, într-adevăr, familia mă ajută și reușesc să vin aici, într-adevăr, să spunem așa, doar din plăcere. Timpul variază foarte mult. Perioada receanului petrec mai mult timp aici. Iar ce la ele aici este cald, este bine, este plăcut. Pot fi 2-3 ore pe zi. Cât de profitabilă este această afacere? Pot spun că pentru o familie este o afacere destul de ok, în special dacă spunem așa la nivelul pe care l-am eu acum, 2000-5000 de păsări, spunem așa, este destul de ok, reușești să ai grijă de familie. Care sunt avantajele și dezavantajele acestei afaceri? Avantajele sunt, cred eu, la moment, sau cel puțin pentru noi, anume ideea aceasta de bio. Pentru că la moment este foarte în vogă și, într-adevăr, prepelița, carne de prepeliță este solicitată, inclusiv și ouă șoarele. Dezavantajul ar fi, este o ființă vie, de care noi trebuie să avem grijă, practic, 24/24. Atunci când ies puiul din ou, noi trebuie, la ora 4 dimineața, trebuie să fim în incubator pentru ca să-i scoatem. Ar fi atenția sporită 24/24. Eu, 6 ani de când mă ocup, după 4 ani eu încă nu plecasem deloc de lângă el. Zi de zi trebuie să fie aici, trebuie să ai grijă. Cineva spunea că prepelița e așa un gen de pasăre, că ea e capricioasă. Dacă ea nu are mâncarea mereu plină, adică ea cumva chiar dacă este sătul, se încăpățânează și nu-ți oferă acel ou ușor pe care noi mult îl râvnim. Nu știu, nu e corect, dar noi cum ne străduim mereu să fie plin. Cât mâncare consumă o prepeliță zilnic? O prepeliță matură, în dependență de rasă, pentru că sunt păsări de carne, păsări de ouă, consumă în mediu 35 de grame de mâncare. Nu știu, poate să observă. Este foarte mult porumb, este grâu, este șrot de soia, este calciu vitaminizat, dar pot spun că componența lor variază în dependență și de vârstă.
De exemplu, pentru pui mici pot fi pus mai mult soia, pentru că e mai proteică. Pentru păsările mai mature poate fi mai mult porumb. Adică, în principiu, componentele sunt astea. Se întâmplă să aveți probleme și ca unul cu anumiți viruși care le afectează? Nu am avut. Iată, eu doar știu de iepuri. Atunci când un virus, pățesc toți ceva, se întâmplă. Nu știu, la noi așa ceva nu. Se întâmplă că poate câte o pasăre sunt așa momente când câte o pasăre, dar să avem momente când mor la multe păsări, timp 6 ani au început. Unde comercializezi carnea? La moment avem contracte cu restaurante. Calitatea este primul lucru pe care noi ne bazăm. Poate datorită la asta și noi acum suntem recomandați de alte persoane și avem clienți suficienți. Dar cu siguranță și scopul economic. Oferim carne, ouă, oferim la fel și păsări vii pentru alți crescători care doresc sau chiar persoane care doresc acasă să păstreze. Victor crește prepelițele cu hrană ecologică, într-un mediu sănătos și în condiții adecvate. Curățenia și igiena este asigurată prin curățarea zilnică a tăvilor de excremente, precum și asigurarea unei bune aerisiri a spațiului unde sunt ținute cuștile. Modelul inițial noi l-am cumpărat de la atunci când am cumpărat și păsările, primele păsări, primii pui, și respectiv am văzut cum el este făcut și restul deja le-am produs singur. Noi ne trebuia doar tehnologie, spunem, și ideea. Acum reușim să le facem singur. Chiar am făcut și am oferit și la alți producători. Tânărul spune că pentru el este o plăcere să îngrijească aceste păsări, reușind să le crească și să depisteze la timp orice problemă atunci când apare. Ele sunt, așa știți, sunt deosebite pentru că cumva reușesc să transmită cei de ce ele au nevoie. Tu reușești să observi dacă ea are nevoie de apă sau dacă ea are nevoie de mâncare. Cumva pasărea, știți, poate părea straniu, dar chiar trebuie să te uiți și după deșeuri, de exemplu. Nu-i straniu, e o practică foarte bună. Deja acolo reușesc să înțelegi, ori că ea nu are apă, ori că ea nu are mâncare. Eu așa, de exemplu, îi verific, cum să spun, dacă cresc bine. Eu deja îi sunt în mână, care s-o îngrășesc, care... Dacă ăștia sunt ok. Trebuie să știi, la diferite vârste, ei trebuie să aibă o greutate anumită. Dacă ei întârzi cu greutatea, înseamnă că ceva nu-i bine. Pasărea când iese din ou până la momentul când tu deja poți să realizezi sau să obții o ușoare de la ea. La 45 de zile, deja păsările încep să facă o ușoare, găinușile, primele găinuși. Temperatura perfectă, 17-20 de grade, pentru păsările mărături ouătoare. Dar, de exemplu, iarna, când este greu să încălzim încăperea, putem să setăm chiar și 14 grade. E ok, sunt rezistente. Aici avem pui, aici este tineret, au în jurul de 25 de zile și respectiv da, nu se observă bine și mâncarea e de altă culoare. Aici e mâncare cu mai multă proteină. Aici deja avem păsări mari, care deja au început să facă ouă. Respectiv noi la vârsta asta deja putem să selectăm care pasăre merge la semințe, care pasăre merge la ouare și care pasăre merge la sacrificare. Puișorii cei mai mici, temperatura trebuie să le păstrăm lor 38 de grade, acolo avem termometru care ne arată la fiecare secție ce temperatură avem. Inițial îi punem pistrușcă, trebuie să aibă o suprafață, deoarece piciorușele sunt fine când iese din ou, trebuie să aibă o suprafață moale și să nu se lunice, pentru că dacă se lunică, se traumează. Ce pot spun? Parcă sunt ok, toți sunt vioi, totul este regulă, sunt sănătoși, totul decurge bine. Se știe că un ou de prepeliță conține nutrienții importanți de care organismul nostru are nevoie în fiecare zi, pentru a funcționa corespunzător. Din acest motiv, oul de prepeliță este considerat un aliment recomandat de nutriționiști. Prețul de piață și pe care noi îl oferim este de 20 de lei caserola, 20 de oușoare și 120 de lei kilogramul de cărniță. Cât de mulțumit ești tu de această afacere? Sunt mulțumit pentru că fac ceea ce îmi place. Chiar dacă nu pot să mă îndepărtez mult de ele, oricum am suficient timp liber. Pe cei interesați de creșterea prepelițelor, Victor îi îndeamnă să facă acest lucru doar dacă le place și au răbdare să se ocupe de ele. A doua idee ar fi de a înțelege că aici este o ființă vie de care noi trebuie să avem grijă și multe ori trebuie să ne adaptăm noi regimul nostru după ele.
calitatea produselor depinde de felul în care crești păsările. Însă odată ce ești familiarizat cu tot procesul, poți începe să crești prepelițe chiar și dacă nu ai experiența anterioară în avicultură. De asemenea, nu toate prepelițele sunt crescute pentru ouă și carne. Unele pot fi crescute și în scop decorativ. În același timp, carne de prepeliță este o delicatesă nu doar datorită fragezimii și a gustului, ci și pentru conținutul redus de colesterol.